vorbi astăzi despre simbolismul apei. De ce apa? Pentru că apa este ceea ce ne înconjoară din primul moment al vieții noastre. Este ceea ce ne alcătuiește, ceea ce ne compune, ceea ce ne ajută în procesul nostru de dezvoltare, de evoluție, de transformare, de purificare. Elementul anului care urmează, elementul dominant al iepurelui de apă, este exact acest element. Sigur că atunci când vorbim despre apă, apa are multiple corespondențe în organismul nostru. Să nu uităm că cel mai frumos simbolism legat de apă este faptul că elementul principal după care trebuie să ne ghidăm în viața noastră spirituală este smerenia. Smerenia este reprezentată de apă într-un mod foarte frumos, pentru că apa ia forma vaselor în care este pusă și în același timp curge în locurile cele mai de jos. Și noi trebuie să ne amintim de aceste lucruri, pentru că, iată, facem parte dintr-un șuvoi alături cu celelalte ființe. Suntem o picătură dintr-un ocean. Oceanul care ne ocrotește și care ne ține la sânul lui este format din toate ființele care ne iubesc și care sunt alături de noi. Suntem, ca să spunem așa, picături într-un ocean plin de iubire și de grijă. Și de aceea și noi trebuie să ne exprimăm cu fiecare ocazie grija și iubirea pentru picăturile care ne-au alcătuit să ne formăm și noi ca picătură. De aceea să mulțumim de fiecare dată maestrilor din viața noastră și să mulțumim pentru întâlnirile pe care le avem pe cale, pentru că niciun drum pe care ne duce apa nu poate să fie un drum întâmplător. Cu toate că, iată, când ne uităm la un râu și vedem cum curge apa, avem acest sentiment că el merge aleator. Direcția spre care curge întotdeauna este undeva spre ceva mai mare, spre ceva mai important. Și să nu uităm că, deși noi suntem o mică picătură dintr-un ocean, puterea oceanului există în fiecare picătură din el. Pentru că nu de puține ori în viața noastră, gândul acesta ne-a făcut să părem un pic prea mici sau prea slabi. Și am avut sentimentul că nu putem să schimbăm ceva, pentru că nu e așa ce înseamnă o picătură într-un ocean. Dar dacă ne vom uita la maestrii care au existat de-a lungul istoriei, vom vedea că o singură picătură a avut puterea să schimbe oceanul. Sigur că această picătură a fost plină, după cum spuneam, de smerenie și de iubire. Când vorbim despre simbolismul apei, ne referim aici la legea celor 5 elemente, așa cum este văzută ea în filozofia taoistă. Ne referim la simbolul spiritual al apei, care ne leagă de lumea invizibilă, de lumea spirituală. Ne referim la câte tipuri de apă există în organismul nostru și modul în care apa a existat ca element într-o vreme în care omul nu făcea parte din acest univers. Și ne gândim de asemenea la corespondențele pe care apa le are cu partea de mitologie. Există în mitologia chineză un animal magic, am putea spune, care trăiește în apă, este broasca țestoasă. Avem un înțelept nemuritor care este legat de elementul de apă. Avem un zeu care guvernează apa și avem o alchimie care permite apei să se transforme în ceea ce suntem. Din punct de vedere anatomic, ca să spunem așa, din momentul nașterii, noi suntem formați două treimi din apă. Să nu uităm că și planeta noastră este formată două treimi din apă. Interesant, copilul mic are în organismul lui mai multă apă decât are adultul. Deci să spunem că pe măsură ce îmbătrânim, în ghilimele, sau ne înțelepțim, pierdem o parte din apă. Și să nu uităm că apa pe care o avem trebuie să o redăm într-o stare bună și pură universului din care această apă ne-a provenit. Dacă stăm bine să ne gândim,
Apa este elementul din care a apărut viața și este interesant în filozofia taoistă. Există ceea ce se numește ciclul generator. Adică atunci când a fost creată lumea, elementele lemn, foc, pământ, metal și apă au parcurs un prim ciclu, un prim ciclu generator. În acest prim ciclu generator, apa este elementul numărul 1, focul, spiritul este elementul numărul 2, lemnul, viața, este elementul numărul 3, metalul este elementul numărul 4 și pământul este cel de-al cincelea element. După ce s-a parcurs acest ciclu pentru prima dată, restul celorlalte cicluri, adică așa cum se desfășoară viața și energia Universului pe care îl știm noi în acest moment, este conform legii clasice ale celor cinci elemente, adică ordinea fiind lemn, foc, pământ, metal, apă. Este ciclul de generare. Observăm numerologic din acest punct de vedere că apa are atât simbolul 1, deci ea înseamnă unitate, înseamnă echilibru, înseamnă energie care ne unește și să nu uităm că din punct de vedere al proprietății apei există o calitate foarte interesantă care ne arată că atunci când apa primește în sânul ei un element, îl dizolvă, dar păstrează cum ar veni în interiorul ei și calitățile acestui element, dar poate să le redea elementului prin evaporare ca el să fie reconstituit. Deci este, într-un fel, un exemplu de dărnicie pe care ar trebui ca apa să ne-l inspire nou. În același timp, în legea celor cinci elemente, apa poate să aibă și cifra 6. 6 este o cifră care, în filozofia taoistă, arată modul în care cele 6 direcții, sus, jos, stânga, dreapta, anterior, posterior, în același timp ne arată cele 6 axe de evoluție. Există 6 niveluri energetice care fiecare din ele arată un anumit grad de evoluție al organismului și în felul acesta înțelegem că apa este o lume în sine și cuprinde în ea un întreg proces de evoluție de la început până la sfârșit. Simbolic vorbind, apa înglobează în ea timpul și mișcarea. Nu întâmplător, în vechime, printre primele ceasuri care au fost făcute, erau ceasuri care mergeau cu ajutorul apei, ca să spunem așa. Iar dacă ne referim la partea aceasta geografică, apa este sângele pământului. De fapt, există o vorbă foarte frumoasă din Sfânta Scriptură care spune că 3 sunt lucrurile care mărturisesc în cer. Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și 3 sunt cele care mărturisesc pe pământ: Duhul, apa și sângele. Apa este, într-un fel, o esență rafinată care parcurge un drum interesant pentru că, iată, atunci când pătrunde în interiorul corpului nostru, această apă se transformă, se structurează, ca să spunem așa, și devine ca o esență rafinată, o esență care, în medicina chineză, conține un amestec de apă și foc, așa cum o să vedem în simbolismul rinichiului, pentru că, iată, atunci când vorbim despre apă, vorbim și despre foc, pentru că există în medicina chineză un nivel energetic al 6-lea nivel energetic cel mai profund al organismului, Shaoyin, care este format din inimă și rinichi, adică din apă și foc. Acesta este nivelul la care ființa umană este descrisă în potențialitatea și în plenitudinea ei și este un nivel care ne ajută să înțelegem că plecând de la această apă care ne integrează pe toți, trebuie să ne urmăm drumul spre partea de evoluție spirituală și spre găsirea misiunii și a sensului vieții. Nu de puține ori apa apare în poveștile din înțelepciunea taoistă ca fiind un element în preajma căruia găsim înțelepții. Înțeleptul în filozofia taoistă
este un om simplu, care nu iese cu nimic în evidență pentru că dă dovadă de o desăvârșită smerenie și de o desăvârșită compasiune și iubire pentru natura, universul și oamenii din jur. Și el este surprins de multe ori pescuind sau fiind gânditor pe malul apei. Se povestește că în vremurile de demult, împăratul și-a dorit ca unul din înțelepții taoiști să vină la curtea lui să-i devină prim-ministru. A trimis doi slujitori care, ajungând pe marginea bălții unde înțeleptul pescuia, i-au spus: iată, te așteaptă o viață plină de bogății. Împăratul vrea să te recompenseze, trebuie să vii la curtea lui și viața ta se va transforma într-un mod extraordinar. Înțeleptul, ca orice înțelept, nu răspundea nimic și doar asculta, pentru că legătura dintre apă și corpul nostru se face prin intermediul urechii. Urechea este organul prin care se exprimă energia rinichiului și urechea este elementul prin care noi putem fi asemenea apei. Putem, să zicem în ghilimele, asculta apa. Așadar, înțeleptul n-a răspuns o vreme nimic, iar slujitorii l-au întrebat din nou: deci, nu te-ai hotărât să vii cu noi? Este o mare onoare care ți se face. Și înțeleptul le-a răspuns: vedeți acea broască țestoasă care se joacă prin nămolul din această boaltă? Da, spun ei. Ce credeți că ar prefera acea broască țestoasă? Ar prefera să rămână să se joace în acest noroi sau ar prefera să se ducă la curtea împăratului unde să devină un fel de mâncare? Și atunci oamenii au înțeles răspunsul înțeleptului, care a continuat spunând: puteți merge liniștiți, căci eu voi rămâne asemeni acestei broscuțe țestoase. O altă poveste foarte frumoasă legată de ideea de continuitate, pentru că apa este, nu-i așa, un element care asigură continuitatea vieții, continuitatea lumii în care trăim, ne leagă de elementele înconjurătoare, este elementul care sudează relațiile. Este o poveste interesantă. Pe malul unei ape, un înțelept avea o undiță rudimentară. Dintr-un băț, un fir, nici măcar nu putem spune că avea cine știe ce cârlig la capătul ei. Totuși, cei care stăteau și se uitau la el, vedeau că de fiecare dată când arunca undița, prindea un pește. Un pește atât de mare încât uneori era aproape imposibil ca undița să nu se rupă. Văzând că de fiecare dată când face acest lucru prinde un pește, oamenii l-au întrebat: înțeleptule, cum de ești un pescar atât de săvârșit? Iar el, uitându-se mirat, le-a spus: pescuit? Nu știu despre ce vorbiți. Păi zice, păi ai o undiță și uite, prins pește. Da, zice, dar nu eu prin pește. Eu doar mă gândesc la peștii care sunt în apă și mintea mea trimite ca o mână invizibilă care se deplasează până la capătul firului și prinde cu această mână sigură peștele. De aceea, n-aș putea niciodată să ratez un pește pe care ar fi să-l prind. Iată ce importantă este această idee pe care toți înțelepții taoiști o susțin. Această idee, pentru că simbolul înțeleptului în filozofia taoistă este urechea și nu gura. Așadar, noi la început trebuie să ascultăm. Numai atunci când avem liniște în interiorul nostru și când ascultăm cu atenție, atunci putem auzi glasul cerului sau putem auzi cuvântul divin. În religia ortodoxă, în religia noastră, este, iată, un întreg simbolism legat de apă, pentru că Sfântul Ioan Botezătorul este cel care botează cu apă pentru curățirea și spălarea păcatelor, dar tot el ne spune că vine cineva după el, cu mult mai mare și care a existat înaintea lui și care botează cu foc. Iată un nou simbolism care se regăsește și în religia noastră și care ne vorbește despre aceste calități ale apei. Însă există un element care diferă în botezul Domnului Mântuitorului Iisus Hristos față de ceea ce se întâmplă cu noi în mod obișnuit. În primul rând, lucrarea Lui începe din acel moment, dar prezența Mântuitorului și botezul Lui a funcționat în dublu sens. Nu numai că El a putut să-și înceapă lucrarea și Duhul Sfânt a coborât asupra Lui sub forma porumbelului,
dar în același timp apele de pe întreg pământ, pământul au fost sfințite de prezența Mântuitorului. A fost o acțiune prin care apele au devenit sfinte, în așa fel încât noi trebuie să respectăm această calitate pe care apa o are în interiorul ei. Dacă ne-ar întreba cineva vreodată cum facem să păstrăm o apă, dacă am primit o sticlă cu apă, cum am putea oare să o păstrăm această apă 1000 de ani? Răspunsul este că am spune o rugăciune și am vărsa această apă într-un râu sau în mare. Știut fiind că această apă va ajunge să se integreze în oceanul planetar și în imensa pânză de apă care dă viață, precum sângele dă viață organismului, întregului corp al nostru. Există o legătură interesantă din acest punct de vedere între universul, cum spun chinezii, cerul anterior și cerul posterior, limita dintre cele două fiind creația omului. Apa este ca o punte și ca o matrice. Este o punte pentru că face legătura dintre cerul anterior și cerul posterior. Este ca o matrice pentru că păstrează amprenta a energiei divine și a Duhului de viață care ne creează. Interesant este că citind basmele foarte frumoase ale poporului român, vedem că de fiecare dată eroul care evoluează în aceste povești are, într-un fel sau altul, nevoie de apa vie și apa moartă. Dintr-un anumit punct de vedere, există în organismul nostru apă in, care este apa moartă, în ghilimele spunem așa, pentru că ea nu este moartă cu adevărat, are numai anumite calități energetice, care este reprezentată de rinichi. Și o apă vie, care este reprezentată de apa yang, însemnând vezica urinară. Avem ceea ce se numește în medicina chineză loja apei, care este formată din cele două organe, rinichi și vezica urinară. Curios este faptul că metabolismul apei, modul în care ea este folosită în interiorul organismului, este în grija și în subordinea unei funcții denumită trei focare. Un meridian care nu are corespondență în organele noastre, un meridian în care se amestecă apa cu focul, se amestecă materialul cu spiritul. Uitându-mă la această apă vie și apă moartă, mi-am dat seama că în medicina chineză, la fel cum aș spune și în spiritualitatea noastră ortodoxă, există sau mai există încă un tip de apă. Există apa aceea care merge spre lumină, apa care este sfințită, să spunem așa, care dobândește, iată, o calitate superioară. Și din acest punct de vedere, este interesant că în fața urechii, în fața pavilionului urechii, așa cum pune mâna, există trei puncte de acupunctură, care fiecare din ele ne arată simbolic despre ce fel de apă vorbim, pentru că urechea este organul unde se întâlnesc toate meridianele și toate energiile. Este locul pe unde auzim cuvântul divin, este omul în miniatură, pentru că urechea este ca un mic schelet al organismului, ca un rezumat al organismului. Pe ureche se găsesc punctele care reprezintă toate organele și se poate face, se folosește o tehnică extrem de eficientă, auriculopunctura. Și uitându-mă peste simbolismul acestor puncte, primul punct este 3 focare 21, Ermen. Traducerea lui este legată de ideograme care simbolizează Er înseamnă urechea, ceva care recepționează, iar Men este o poartă. Iată așadar că auzul este o poartă care se deschide, dar nu este o oarecare poartă. Această poartă deschide drumul spre anumite stele și una din aceste stele este o stea din constelația Centaurii, Alpha Centauri. Simbolismul este extrem de bogat și acest lucru ne face să
ne propunem ca într-o emisiune următoare să vorbim despre simbolismul acestei constelații și modul în care este implicată în viața și în sănătatea noastră. Cunoaștere, echilibru și armonie. Să pășim împreună pe cale cu compasiune, răbdare și înțelepciune. Trei focare 21 este punctul care este legat de acest meridian care reprezintă prezența spiritului, al tunetului care zguduie conștiința umană, adică a cuvântului divin în organismul nostru și ca simbolist se leagă de omul cerului. De aceea spun că această apă este acea apă sfințită, acea apă îndumnezeită, pe care o purtăm în noi tocmai pentru a putea avea deschiderea necesară pentru a auzi acest cuvânt magic, acest cuvânt care ne transformă. Să nu uităm faptul că fiecare cuvânt pe care îl spunem reprezintă o vibrație foarte puternică. Limba este organul care este legat de inima noastră în medicina chineză și transmite vibrația din interiorul inimii spre ureche, care este legată de rinichi și care este esența energetică a organismului. Deci noi putem să clădim și să energizăm și să vindecăm prin cuvinte la modul propriu, chiar dacă nu vedem modul în care lucrează această energie. Al doilea punct este un punct celebru în acupunctură, care deși are legătură cu auzul, pentru că toate aceste puncte din fața pavilionului urechii se folosesc în acupunctură pentru tratarea problemelor și anul acesta trebuie să spun că vor fi probleme de auz, probleme de echilibru, probleme de amețeli, probleme care vor putea fi tratate în acupunctură sau în presopunctură folosind aceste puncte despre care vorbesc acum. Al doilea punct, spun, este un punct celebru nu pentru că se folosește în auz, ci pentru că este punctul care cei care vin la ședințele de acupunctură îl numesc punctul foamei. Este punctul intestin subțire 19, Tingong sau Tinghui. Este un punct care echilibrează intestinul subțire, iar prin aceasta echilibrează asimilarea substanțelor în organism, reglând în același timp pofta de mâncare. Aviz pentru cei care doresc să slăbească, slăbitul fiind însă un lucru la care apa ne poate ajuta foarte mult dacă știm să folosim calitățile pe care apa le are de purificare și mai ales de energizare și echilibrare a organismului, lucru pe care o să-l explic într-un material practic despre cum putem face acest lucru. Intestin subțire 19 este un punct care, chiar ideograma care îl alcătuiește, spune a auzi cerul, a asculta sau a te ocupa de sarcina ta. Pentru că a auzi cerul înseamnă să înțelegi care este misiunea ta, înseamnă să fii pe cale. În același timp, o altă ideogramă care caracterizează acest punct este legată de muzică, muzica fiind un mod de a ne integra în matricea devenirii noastre. Așadar, avem în interiorul corpului nostru o matrice energetică, iar la nivelul organismului feminin se găsește la nivelul uterului. Acolo este prototipul matricii, pentru că uterul în medicina chineză este un organ extraordinar, nu este un organ obișnuit. Este și el o îmbinare de apă și foc și are o legătură foarte puternică cu vezica biliară și cu rinichiul. Dar această matrice este și ea legată de o constelație, subiectul emisiunii fiind un pic mai punctual pentru a putea să ne referim și la acest lucru, dar în momentul în care înțelegem modul în care ascultăm, o altă ideogramă din acest punct ne spune că
E vorba de ceva care atunci când este foarte numeros și foarte mult, ne face să înțelegem cu adevărat ceea ce este util din acea comunicare și să renunțăm la lucrurile inutile. Nu de puține ori ar trebui să ne dăm seama că este mult mai important să știm cum să ascultăm și mai ales să avem răbdarea să-i ascultăm pe oamenii din jurul nostru. Pentru că am constatat asta din activitatea mea ca medic și ca om. Pentru că noi așa avem și o activitate profesională și o activitate umană. Avem meseria de oameni. Iată, în această activitate, de multe ori, ascultarea a fost mult mai importantă pentru omul din fața mea decât ceea ce i-am spus. Sau, abia după ce am ascultat cu atenție și am înțeles numai a treia sau a patra oară ascultând, că ceea ce credeam eu că am înțeles prima dată, poate că nu era chiar ceea ce era cu adevărat de înțeles, abia atunci am putut să spun ceea ce era cu adevărat important. Tot punctul intestin subțire 19 este un punct cu o iconografie foarte bogată, este reprezentat de o altă ideogramă care este o secure care taie. Asta în filozofia taoistă reprezintă energia care, după ce a măsurat cu atenție, știe să pună capăt lucrurilor care au fost în trecut și să le elimine și să pună un început nou. Există o poveste foarte frumoasă taoistă despre un om care s-a dus la pădure fiind foarte grăbit să taie niște lemne. Și un trecător care trecea prin zona respectivă s-a oprit pe marginea drumului, admirându-l cât de rapid și de eficient tăia copacii. Numai că la un moment dat, toporul s-a cam tocit și nu prea mai avea randament în ceea ce făcea. Și omul care stătea pe marginea drumului i-a spus, omule, dar zice, nu vezi că toporul s-a tocit? Zice, oprește-te, ascute-l și după aia poți să-ți continui munca. Omul zice, știu că s-a tocit toporul, dar mă grăbesc prea tare. Nu am timp să-l ascult. Așa că și noi să ne gândim că de multe ori, poate că în interiorul nostru, există acest sentiment de grabă. Să nu uităm însă că apa este un element care ne învață cum să curgem, cum să ne așezăm. Să ne așezăm temeinic, ca să spunem așa. Un al treilea punct, care este în fața pavilionului urechii, care este cel mai de jos, este punctul de pe meridiană vezicii biliare, vezică biliară 2. Punctul intestin subțire 19 reprezintă simbolic apa vie. Așadar am ajuns la punctul vezică biliară 2, care reprezintă, să-i spunem așa zis, apa moartă. Dar vedeți că apa moartă nu este chiar moartă, pentru că, ce să vezi, vezica biliară reprezintă lemnul, reprezintă viața și acest lemn are un întreg potențial de dezvoltare atunci când vine în contact cu apa. Punctul acesta, Ting He sau Ting Hu, este un punct care iarăși are ideograma a auzi cerul, completat cu ideea de întâlnire, de reuniune și completat cu o altă ideogramă care simbolizează, interesant, are o dublă valență, ideogramele de multe ori au dublă valență. Una este a râde cu gura deschisă, ceea ce înseamnă a râde din tot sufletul. Celălalt este a mustra sau a reproșa. Deci iată că pentru a putea fi în comuniune cu cerul, pentru a putea fi în comuniune cu oamenii din jurul tău, cu apa din interiorul acestor oameni, până la urmă facem parte din aceeași apă, nu numai că trebuie să fim cu inima deschisă și cu toții ar trebui să ne punem întrebarea când am râs din toată inima ultima dată. Asta este un diagnostic cu un prognostic foarte sever în medicina chineză. Nu de puțin ori am întrebat oamenii când ați râs ultima oară cu poftă, așa, din tot sufletul. Și iată că această râdere, să-i spunem așa, este stricată de reproșurile pe care le avem de făcut. Apa nu face reproșuri niciodată. Curge în egală măsură peste tot. Udă toate plantele. Nu judecă, nu apreciază. Ea doar dăruiește. Așadar și noi ar trebui să învățăm acest lucru și poate că un alt lucru pe care ne învață tot acest punct de acupunctură este faptul că o altă ideogramă care reprezintă Kuan este ideograma
cu simbolul porții, dar de data asta în poartă există o bară, există un obstacol care nu mai permite ca această poartă să fie deschisă tot timpul. Cu alte cuvinte, noi ar trebui să fim puțin selectivi, pentru că ar trebui să înțelegem că toate ne sunt permise, dar nu toate ne sunt de trebuință. Toate sunt permise, dar nu toate ne sunt de folos. Așadar, noi trebuie să înțelegem care din aceste lucruri, așa cum este simbolul lemnului, ne ajută, chiar dacă lemnul poate să moară și să putrezească, el poate să renască. Din acest punct de vedere, urechea cuprinde în interiorul ei toate aceste simboluri care au legătură cu apa și care ne fac să înțelegem că pentru a asculta cu adevărat sau când ascultăm cu adevărat, știm să trăim, știm să murim pentru a renaște și știm să mergem către Dumnezeu ca să ne regăsim în cele din urmă tot pe noi în interiorul nostru. Apa care se desăvârșește, ca să spunem așa, și se spiritualizează în interiorul nostru este sângele. Nu întâmplător, în multe culturi și multe civilizații, sângele este purtătorul de energie, este purtătorul de spirit, cu alte cuvinte, este un lucru sacru și nu este permis ca el să fie vărsat cu un alt scop decât un scop terapeutic, pentru că se știe în vechime, se făceau sângerări pentru eliminarea toxinelor din sânge și eliminarea anumitor boli. În acupunctură chiar există, în tehnicile de acupunctură, în înțeparea anumitor puncte, în tehnicile de dispersie, există ceea ce se numește sângerare, care poate fi făcută uneori în mod țintit, alteori se realizează în mod spontan, pentru că nu de puține ori, pentru că nu e așa modelul fractalic, ceea ce se găsește într-o picătură se găsește într-un tot ocean, ceea ce se găsește într-o picătură de sânge se găsește în tot sângele nostru, iată, eliminând o picătură de sânge, se elimină răul care se lășluia în organism. Și pacienții care vin de multă vreme la acupunctură, nu de puține ori și-au dat seama că acea mică picătură de sânge care este aproape inobservabilă a reușit să elimine cu adevărat starea de rău pe care o avea un organism. Pentru că în filozofia chineză există acel univers în care noi existam, să spunem, într-o idee, într-un principiu, într-o schemă, într-un prototip, dar nu existam încă cu adevărat, exista și o apă. Noi nu putem să știm cum funcționa acea apă. 8 cărămizi de construcții ale organismului aveau printre ele și apa și focul. Acum noi le putem cunoaște pentru că vedem apa și focul în lumea în care trăim noi. Numai că în lumea aceea, în care încă nu existau oamenii, apa și focul erau, să spunem, altceva decât ne putem noi imagina. Era o taină. Nu întâmplător, în alchimia taoistă, se vorbește despre mercur și plumb, adică cerul și pământul, Cian și Kun. Cele două, cerul și pământul, care acum în universul nostru sunt așezate, ca să spunem așa, unul sus și celălalt jos, au evoluat sau se transformă, se rotesc într-o axă magică și se transformă, cerul se transformă în foc și apa se transformă în pământ. Nu de puține ori, simbolismul acesta al apei și al pământului se înmagazinează pentru că împreună ele lucrează pentru a produce o transformare. Nu-i așa? Și sculptorii și cei care lucrează cu argilă știu că această combinație este o combinație care poate să creeze. În filozofia taoistă se vorbește, din acest punct de vedere, despre faptul că există, să spunem așa, din momentul în care cerul și pământul, sus și jos, focul și apa, stânga și dreapta, sau est și vest, își așează axele în simbolul crucii, în centru găsind divinitatea sau omul, iată, în acel moment,
aceste axe pot să înceapă să evolueze. Și în această evoluție, e interesant că apa are o direcție de evoluție spre trigrama Zen. Trigrama Zen reprezintă cuvântul, tunetul, trezitorul sau legătura cu Duhul Sfânt. Dar drumul spre această trezire pe care fiecare din noi am avut-o în viața noastră la momentul în care Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a făcut conștienți de ce suntem și de cine suntem, această trecere face un popas pe vârful unui munte și nu este un munte oarecare. Este trigrama Zen. Este trigrama care în alchimia taoistă reprezintă muntele, dar nu orice fel de munte. Este muntele care e întors spre interior. Este muntele care se regăsește la nivelul pericardului, acolo unde integrăm informațiile emoționale și spirituale, acolo unde ne înțelepțim, așa și spune pericardul, înțeleptul corpului, acolo unde învățăm ascultarea și smerenia, pentru că pericardul învelește și protejează inima și alcătuiește o rețea prin care inima se conectează cu toate celulele. Dar niciodată pericardul nu se va crede împărat și nici nu se va crede că este stăpânul organismului. El doar va asculta de ordinul împăratului. De aceea, apa, așa cum se regăsește foarte frumos și în simbolismul ortodox, ne arată cumva acest drum pe care apa, energia feminină, pentru a deveni cu adevărat creatoare, pentru a putea cuprinde în ceva finit infinitatea, pentru a putea da naștere cuvântului, până la urmă mântuirii noastre, trebuie cu adevărat să se zmerească, să atingă acel punct în care, exact cum se spune la un moment dat în Biblie, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Acolo trebuie să fim noi, pentru că în acest fel, acel potențial creator care cuprinde în el o lume infinită, se poate cu adevărat crea. Din acest punct de vedere, apa are legătură cu fertilitatea. Este o legătură și există foarte multe ceremonialuri în diferite religii care au legătură cu acest lucru, cu fertilitatea. Din acest punct de vedere, organismul femeii trebuie să dea dovadă de acea calitate de smerenie și de ascultare. Nu să-și impună ea propria voință, pentru că nu de puține ori atunci când am avut ocazia să asist tratamentele de fertilitate prin acupunctură, am văzut că efectul și voia lui Dumnezeu s-au făcut atunci când femeia a renunțat la controlul acela pe care dorea să-l aibă asupra Universului. De aceea, trebuie să înțelegem faptul că unul din rolurile pe care le avem noi este să structurăm, ca să spunem așa, apa care intră în noi. De multe ori și apa care intră în noi este o apă structurată, pentru că, iată, o parte din apă provine din plantele pe care le folosim noi, alimentele pe care le folosim noi. Acolo ea deja a fost structurată sub o anumită formă. Dar și noi avem rolul de a structura această apă. Corpul este un dar care ne poartă prin viață. Să analizăm și să înțelegem, să cercetăm și să descoperim. Împreună să avem grijă de el. Unul din simbolurile care este strâns legat de apă este părul de la nivelul capului. Și interesant este că părul de la nivelul capului, atunci când suntem tineri, are culoarea neagră. Negru fiind exact culoarea elementului de apă în filozofia chineză. Pe măsură ce îmbătrânim, apare culoarea albă, care este culoarea metalului.
Vă aduceți aminte că atunci când am spus despre acel prim ciclu generator care a creat lumea, ordinea a fost apă, foc, adică matrice, spirit, lemn, care înseamnă viață, și în drumul spre pământ, spre crearea structurii materiale, a apărut acest element de metal. Aici, unii oameni mai cârcotași, că sunt ei budiști, că sunt ei taoiști, spun că nu ar fi trebuit să fie introdus acest element, pentru că, iată, lemnul simbolizează și iubirea, dar simbolizează și viața și moartea. Și cumva, iată, în creația lumii noastre a fost introdus acest element care simbolizează într-un fel moartea, dar nu neapărat moartea decât privită ca o renaștere. În același timp însă să nu uităm că elementul acesta de metal este legat în organismul nostru și să nu uităm că anul iepurului de apă are un element de metal și anume exact intestinul gros. Cercetările făcute în ultimii ani au confirmat ceea ce medicina chineză spunea de 2000 de ani și multe lucruri pe care medicina chineză le spune de 2000 de ani ar putea fi luate în considerare. Spunea că imunitatea organismului este reglată de la nivelul intestinului gros prin flora intestinală. Și cu adevărat este așa. Iar secreția de serotonină, cea care ne dă starea de relaxare și este hormonul fericirii, ce să vedeți, este reglată în proporție de 90%, așa cum au constatat cercetările făcute de savanții japonezi, exact de la nivelul intestinului gros. Chinezii spunând că intestinul gros este implicat în stările de meditație, acele stări de conștiință profundă, de intuiție profundă, într-un fel un soi de moarte a eului, pentru ca sinele superior să poată să renască. Așadar, este o discuție lungă în care am putea să vorbim despre acest simbolism și poate că merită și ea un subiect într-o emisiune viitoare. La curtea imperială existau anumiți ofițeri care erau însărcinați cu apa și cu sarea. E un simbolism foarte interesant, știut fiind faptul că apa e legată de rinichi, iar rinichiul este cel care filtrează și scoate sarea din organism. Apa poate fi în același timp și un element care pedepsește. Să nu uităm că a existat un ciclu al civilizației pe acest pământ care s-a terminat printr-un potop. Potop care este figurat în absolut toate culturile și toate civilizațiile. Semn că a fost un eveniment planetar. Și în mitologia chineză există acest potop și împăratul ceresc îl cheamă pe un înțelept care, folosind un pământ magic, un pământ adus din cer, îngrădește apele și reușește să le dirigeze în așa fel încât ele să nu mai facă rău, să facă bine. Ideograma care reprezintă denumirea acestui înțelept se apropie foarte mult de ceea ce înseamnă simbolismul rinichiului și al vezicii urinare. Semn că acest înțelept care a existat în mitologia chineză are o legătură cu ceea ce rinichiul și vezica urinară fac în interiorul corpului nostru. Există de asemenea o legătură foarte frumoasă pentru că pe ciclul celor cinci elemente există ceea ce se numește o relație de contradominare, ceea ce înseamnă că elementele nu numai că se sprijină reciproc, dar dacă unul din ele slăbește un pic, celălalt tinde să acapareze locul pe care l-a lăsat liber acest element. Și să dăm câteva exemple, există o relație specială între apă și foc. Ce se întâmplă dacă apa este prea puternică? Înseamnă că se acumulează apă prea mult în organism și rezultă edeme. Adică, cu alte cuvinte, apa a învins focul, a învins inima. Inima nu mai poate să-și facă funcție așa cum trebuie, se creează ceea ce se numește în medicina clasică insuficiența cardiacă. Ce se întâmplă dacă focul este prea puternic? Apa se evaporă, organismul se scorojește, ca să spunem așa, și focul are tendința să izbucnească în partea de sus a corpului, ceea ce înseamnă că crește presiunea sanguină la nivelul capului, la nivelul trunchiului. Și asta dă ceea ce se numește hipertensiune arterială. Există
o legătură pe care apa are în felul acesta cu fiecare element. Există o legătură foarte frumoasă între elementul de apă și elementul de pământ, ceea ce înseamnă pancreasul și splina în corpul nostru. Relația dintre pancreas și rinichi este deja cunoscută și știută, pentru că nu e așa, atunci când pancreasul dezvoltă diabet zaharat, microcirculația de la nivelul rinichilor afectează glomerulul și filtrarea renală nu se mai face cum trebuie. Se știe că trebuie urmărită funcția renală la pacienții care au diabet și se știe că atunci când rinichiul, rezervorul de energie, nu mai funcționează cum trebuie, nici pancreasul nu poate să funcționeze. Interesant este faptul că încă medicina clasică mai are de studiat care este legătura dintre splină și rinichi, pentru că, iată, există o implicare a rinichiului prin intermediul splinei la nivelul imunității noastre. Un lucru foarte interesant, pentru că, iată, rinichiul nu numai că este rezervorul de energie al organismului, dar apa pe care o manipulează el are o legătură și în ceea ce privește imunitatea și implicit în ceea ce privește inflamația și fenomenele autoimune. De asemenea, este o legătură foarte interesantă între elementul de metal și elementul de apă. Metalul este mama apei, spun chinezii, dar s-a descoperit faptul că există sindromul enterorenal, adică o legătură puternică între flora intestinală și modul în care poți să dezvolți o infecție urinară, pentru faptul că există o mare legătură între flora intestinală și ceea ce se găsește la nivelul rinichiului. De asemenea, există o legătură frumoasă între elementul de apă și elementul de lemn. Aici este legătura dintre ficat și rinichi. E important faptul că rinichiul hrănește ficatul. Există mulți pacienți care își doresc să-și trateze și să-și echilibreze ficatul. Dar atunci când vrei să echilibrezi ficatul, pentru a fi sigur că ai suficientă energie pentru a-i sprijini funcția, trebuie să te îngrijești un pic și de rinichi. Pentru că dacă rinichiul nu oferă suficientă energie organelor și toate organele au nevoie de energia rinichiului, nici ficatul nu poate să funcționeze bine. Așadar, tratezi ficatul, dar un ochi este atent și asupra funcției rinichiului. Și pentru că am vorbit despre apă care ia, într-un fel sau altul, pentru oamenii din vechime, să nu ne gândim că ceea ce spunem noi ca fiind apă pentru oamenii de demult era același lucru ca și pentru noi. Să ne gândim că zeul Poseidon la vechii greci personaliza apa. Așa și în filozofia taoistă. Există ființe, printre care am vorbit și cu alte ocazii, ce 8 nemuritori. Pentru că au existat mulți nemuritori în mitologia chineză, dar 8 din ei sunt prototipul cărămizilor care construiesc realitatea noastră. Și unul dintre acești înțelepți care a avut o legătură profundă cu elementul de apă, pentru că fiecare înțelept nemuritor avea o legătură cu acest element de apă, este cel care se numea Zhang Guolao. Povestea vieții lui este atât de interesantă și atât de frumoasă, încât cred că merită o mică conferință despre acest subiect. Pe scurt spus, el este figurat de multe ori în reprezentări ca fiind călare pe un măgăruș și având în mâna lui o butelcuță, o sticlă mai mare, în care se spune că avea obiceiul să pună plante care fermentau și în amestec cu apa să facă un soi de vin. Nu orice fel de vin, pentru că era un vin magic, un vin pe care îl beau în special nemuritorii și împărații. Era un vin care, atunci când îl beai, începeai să înțelegi realitatea la un nivel mult mai profund. Nu mai aveai nevoie de mâncare, puteai să stai foarte multe zile fără să mănânci. Era un vin care, atunci când îl beai, curăța organismul, pentru că noi așa, rolul apei este să curețe organismul. Corespondentul acestui nemuritor în meridianele extraordinare, în cele 8 meridiane extraordinare, este ceea ce se numește meridianul Yang Xiaomai. Yang Xiaomai are punctul de comandă vezică urinară 62, dar acest meridian, din punct de vedere simbolic, este legat de ritmul și echilibru în viață. Cum ne comportăm când suntem sus, când suntem jos, cum regăsim calea de mijloc și de echilibru, cum ne comportăm atunci când simțim că nu ne mai ajunge timpul. Este o caracteristică spirituală și emoțională când este
perturbat acest meridian. Deci acest înțelept învăța oamenii cum să-și folosească mai eficient timpul și tot acest meridian și acest înțelept au legătură cu deschiderea ochilor, ceea ce înseamnă că într-un fel sau altul, el încerca să le deschidă ochii oamenilor și să vadă realitatea. Realitatea fiind nu un lucru iluzoriu, așa cum cred mulți oameni, ci fiind altfel decât o percepem noi. Povestea lui, ca a majorității nemuritorilor, ia o turnură un pic dramatică, evident își cunoaște, are ca maestru o maestră taoistă care vine să-l instruiască, pe care o cunoștea dintr-o viață anterioară. M-am spus, este o poveste, cadrul emisiunii permite să dezvoltăm foarte mult, dar poate o vom dezvolta într-o emisiune ulterioară. Și ajunge la un moment dat să fie chemat la curtea imperială, pentru că împăratul dorea să beneficieze de înțelepciunea lui, dar mai mult decât atâta, dorea să știe cum să ajungă nemuritor. Însă spun anumite surse că nu era tocmai la nivelul necesar de înțelepciune pentru a atinge acest lucru. Și atunci acest înțelept intră într-o stare de meditație, așa cum făceau nemuritorii de multe ori, și aparent pare că a murit. Chiar este îngropat la un moment dat, însă după câțiva ani, când se dezgroapă mormântul respectiv, în el nu se găsește nimic. Poveștile urmând apoi și povestind despre el, că nu de puține ori a fost văzut într-un loc, Muntele Lunii, cu un lun, care este un loc pe unde zeii cerești vin să mai coboare, ca să spunem așa, pe pământ. Și coboară aici pe pământ pentru că au un fel de palat în care stau, un loc unde timpul trece cu totul altfel și care are legătură cu evoluția spirituală. O să vedem în continuare că există o legătură între apă și acest palat, pentru că, într-un fel sau altul, zeul care a stăpânitor al Nordului a fost cel care a reglementat, ca să spunem așa, modul în care poate fi folosită accesul în lumea noastră a zeităților și accesul zeităților în lumea oamenilor. Pentru că am vorbit de acest înțelept, să spunem un pic că atunci când vorbim despre el, el ne spune câteva lucruri foarte frumoase, printre care faptul, există o zicătoare în filozofia chineză, apa vine din cer și circulă în pământ. Apa rămâne egală în sine în toate situațiile, iar profunzimea morală și mersul înainte te scapă de pericol. Taoiștii spun că binele nu este niciodată o întâmplare, este o constantă. Aici depinde cum înțelegem modul în care ei privesc apa și înțeleg faptul că, cu toate că apa vine din cer atunci când plouă, ea nu refuză să ajungă în pământ unde ajută semințele să germineze. Să nu uităm că pe perioada iernii, sămânța, pentru a putea depăși iarna, trebuie să moară un pic. Și noi, dintr-un anumit punct de vedere, trebuie să murim un pic în timpul somnului. De aceea când ne trezim, avem nevoie de rehidratarea și energizarea apei care ne alcătuiește. Și sămânța are nevoie de energia și de apa zăpezii, care în momentul solstițiului de iarnă creează acea punte pentru a depăși moartea și pentru a renaște. Deci apa are legătură cu această renaștere, iar faptul de a fi egal în toate situațiile este un semn de înțelepciune. Nici atunci când ești sus, nici atunci când ești jos, nu trebuie să te precipiți într-o anumită parte. Dacă energia apei nu funcționează așa cum trebuie în corpul nostru, avem prea multă încăpățânare. Nu avem voință suficientă. Suntem prea extremiști. Frica de multe ori ne împiedică să ne ducem acțiunile până la capăt. De aceea se spune că binele este o constantă, nu o întâmplare, pentru că așez lucrurile în așa fel încât ele să meargă spre bine și primești încercările pe care le ai, pentru că știi că în potențialul tău există capacitatea de a le depăși. Există tot acest înțelept, ne vorbește despre un drum spiritual. Mie îmi place să-i spun drum spiritual, este mai greu de explicat prin cuvinte, pentru că acest drum spiritual ține de o anumită revelație interioară. Este
Exact ca atunci când pacienții care vin la cabinet mă întreabă: domnul doctor, când începe vindecarea? Chiar, când începe vindecarea? Asta este un subiect foarte frumos. Vindecarea începe cu mult înainte ca să te gândești la ea și declicul se produce în momentul în care iei hotărârea să te vindeci. Dar pentru a parcurge acest drum, pentru că apa, în esența ei, ne învață drumul către noi înșine și către vindecare. Asta este unul din simbolismul apei. Și drumul acesta care merge spre vindecare din punctul de vedere al apei, pentru că există un drum de vindecare din punct de vedere al focului sau al lemnului sau al metalului, dar din punctul de vedere al apei, prima etapă este ordinea. Și este interesant că apa ne învață cum să ne raportăm la un centru. Noi avem această problemă de raportare la un centru pentru că ne simțim neglijați sau că nu suntem atât de importanți când altcineva este în centru și nici nu ne place să ne coordonăm acțiunile foarte bine ca să avem o logică în ceea ce face. Apoi, al doilea pas este, zice aici, introducerea ordinei în indeterminare, pentru că avem, este o parabolă foarte frumoasă în filozofia taoistă în care haosul inițial, zeul nordului și al sudului, hotărăsc să-l ajute pentru că era prea haotic și formează niște găuri în el ca să-l ordoneze, dar atunci haosul nu mai este haos și devine ordine. Așadar, există momente în viața noastră în care haosul este cel care ne generează energie creatoare și trebuie să le primim ca atare, să lăsăm apa să curgă. Și există momente în care trebuie să fim foarte exact și foarte precis și trebuie să știm cum să îmbinăm cele două lucruri. Al treilea pas, capacitatea de a folosi toate forțele pe care le ai. Asta înseamnă că trebuie să știi să primești ajutorul și trebuie să înțelegi din context toate lucrurile care te înconjoară sunt lăsate acolo cu un sens pentru a putea să le folosești la momentul potrivit. Al patrulea pas spune aici, organizează creșterea și dezvoltarea. Cu alte cuvinte, apa ne arată că trebuie să creștem și să ne dezvoltăm treptat. Nu putem să sărim anumite etape și abia după ce am depășit uneori anumite etape, ajungem într-un punct în care înțelegem modul în care se îmbină toate aspectele care în acel moment păreau oarecum disparate. Urmează apoi trei idei, alegerea între variante, armonizarea contrariilor și constrângerile care ne duc în cele din urmă la evoluție. Asta înseamnă că de multe ori oamenii m-au întrebat care din cele două variante ar trebui să le aleg în viața mea. Alegerea adevărată nu se produce în momentul în care noi facem o alegere. Alegerea trebuie să ne aleagă pe noi. Fii constant, fă ceea ce trebuie, ai smerenie și grijă pentru oamenii din jur. Și întotdeauna cea mai bună variantă va fi cea care ți se arată. Iar dacă vei alege una din cele două variante, întotdeauna această variantă se va transforma. Asta este lucrul pe care apa încearcă să ni-l susure, așa ca și glasul unui izvor la ureche. În legendele din mitologia chineză se vorbește despre marele zeu al nordului Zhuangzu, care era nepotul împăratului legendar Huangdi, împăratul galben. Se povestește foarte interesant că el, înainte să devină stăpânitorul nordului, a învățat cum să conducă împărăția mergând la unchiul lui care se găsea la răsărit, o zonă unde erau copaci și cântau păsări, pentru că în medicina chineză există o legătură, estul reprezintă și răsăritul reprezintă elementul de lemn, reprezintă viața și apa, pentru a fi cu adevărat apă, învață în primul rând să susțină viața, să susțină lemnul. Interesant este că în Cartea Munților și a Mărilor, soția lui Huangdi se ocupa cu creșterea viermilor de mătase, iar unul din copiii pe care au avut a devenit ulterior strămoșul acestui împărat legendar. Spuneam la un moment dat că acest împărat legendar a hotărât
pentru că era o vreme în care cerul și pământul erau foarte apropiate. La un moment dat însă au existat anumite frământări, anumite tulburări, chiar o revoltă a unor monștri care au atentat la cer, să spunem așa, și au încercat să distrugă ordinea divină. Și atunci împăratul acesta a hotărât să întrerupă calea de comunicare între cer și pământ. Nu a întrerupt-o în întregime pentru că anumiți înțelepți în anumite stări și cu anumite tehnici reușeau să ajungă la cer. Mult mai greu, nu mai putea să ajungă toată lumea. Dar zeii puteau să coboare pe pământ și când coborau pe pământ ajungeau la nivelul muntelui Kunlun, palatul pământesc al zeilor cerești. De aceea am vorbit despre acel palat. Cei doi zei care au întrerupt această punte de comunicare, Zong și Li, sunt doi zei care unul are legătură cu elementul de foc și celălalt are legătură cu tunetul, cu trezirea. Ambele ideograme sunt implicate în anumite tehnici de Qigong care, odată realizate, contribuie la sporirea stării de conștiință și la înțelegerea profundă a realității și la refacerea energiei organismului, la refacerea energiei creative a organismului și la reglarea metabolismului. Din punct de vedere simbolic, calea pe care zeii urcă la cer sau coboară spre pământ este reprezentată de coloana cervicală. Vertebrele cervicale, cervical 1 la cervical 7, sunt ca o scară. Și se știe că la acest nivel există acele puncte în acupunctură ferestrele cerului și există nenumărate stații ganglionare sau trunchiul cerebral și alte formațiuni care ele împreună reprezintă modalitatea prin care organismul nostru comunică cu sistemul nervos central. Și de acolo vin informațiile pentru ca el să funcționeze foarte bine. Așadar, iată, la nivel simbolic, există o legătură între ceea ce se întâmplă la nivelul mitologiei și la nivelul corpului nostru. De asemenea, se vorbește că împăratul Cuangsu acorda o deosebită importanță ceremonialelor. Din acest punct de vedere, în filozofia chineză, Confucius este cel care a continuat această direcție și care, contrar oarecum curentului taoist, spunea că niciun act care se desfășoară la întâmplare și este lăsat așa cum este el, nu poate să aibă eficiență dacă nu este susținut de un ritual riguros. Taoiștii reprezintă cealaltă latură a acestei opinii, prin care spuneau că atunci când ești pe cale, trebuie să lași lucrurile să curgă în modul lor firesc, să nu intervii tu în această ordine naturală. Interesant că ceremoniarurile acestea au stat la baza unor oarecare discriminări între energia masculină și feminină, pentru că erau concepute cumva ca bărbatul să aibă o oarecare întâietate. A fost cumva un dezechilibru care a fost produs între apa yin și apa yang, între energia masculină și energia feminină. Se spune despre împăratul Cuangsu că a avut, printre altele, trei fii. Unul din ei, se spune aici, s-a statornicit în râul Jiangshui, transformându-se în duhul frigurilor și răspândindu-le în toată lumea subcerească. Se știe din medicina clasică că atunci când dezvolți o patologie la nivelul rinichiului și când faci, știu și eu, o pielonefrită, o infecție urinară, unul din simptomele care însoțesc această transformare sunt exact frisoanele. Cel de-al doilea fiu al lui Cuangsu s-a statornicit în râul Roșu, este râul care are apa de foc, așa se traduce, prefăcându-se în duhul cel rău al munților, râurilor și copacilor. Ceea ce înseamnă că, într-un fel sau altul, apa care nu merge pe drumul spiritual, care nu urcă în mod ascendent, nu poate să participe cu adevărat la creație și este un lucru care mai mult distruge decât să construiască. Cel mai interesant este cel de-al treilea fiu al lui Cuangsu, care s-a prefăcut într-un mic drăgușor, care se aciuia în ungherele întunecoase ale odăilor pentru a abate asupra oamenilor tot soiul de molime
și a-i speria pe copilași. Traducând ideogramele care au legătură cu acest text, am regăsit nenumărate simboluri care mi-au arătat similitudinea dintre funcția rinichiului și ceea ce se întâmplă la copiii mici. Să nu uităm că există o anumită ciclicitate a energiei rinichilor și până această energie se maturizează, rinichiul este corelat cu starea de frică și de teamă, iar starea de frică și de teamă determină la nivelul copiilor enurezisul, acea pierdere involuntară de urină. Iată deci, într-un mod simbolic, cum vorbesc chinezii despre legătura dintre apă, rinichi, frică și acești copii care erau foarte speriați de acești... Interesant că există și un ceremonial de izgonire a acestor duhuri necurate. Spune aici, în ziua a 8-a, a lunii a 12-a, țăranii purtând armuri de metal și lovind în tamburine prinse la brâu, în frunte cu un viteaz cu mască de diavol, izgoneau în locuri îndepărtate forțele necurate ce aduceau oamenilor aceste nenorociri. În măștile pe care le purtau acești exorciști, să le spunem așa, era prezent metalul, pentru că nu e așa, metalul limitează și alungă apa, și era prezent culoarea roșie. Culoarea roșie reprezentând spiritul, reprezentând apa, reprezentând focul. Nu întâmplător, în medicina chineză, unul din punctele care tratează problemele de enurezis se găsește la nivelul pericardului, pericard 6, aici în apropiere, la două degete de încheietura mâinii. Cu alte cuvinte, iată că din punct de vedere emoțional există o mare legătură între tulburările de la nivelul rinichiului și tulburările apei, și apa are o mare legătură cu reglarea problemelor emoționale. Desigur că în mitologie mai există multe lucruri frumoase de spus. Am putea să nu terminăm niciodată. Aș mai spune despre Zhuang Su că era un împătimit al muzicii și la un moment dat a avut un dragon din a cărui piele s-a format o piele specială din care ulterior s-au făcut tobele. Tobele nu erau tobe întâmplătoare, ci erau cele care se foloseau în ritualurile șamanice. Din aceste ritualuri șamanice au rămas în tehnicile de Qigong anumite tipuri de bătăi care se fac, o să explic la nivelul urechii, care energizează rinichiul și care îl ajută să-și desfășoare funcția mai bine. Animalul care reglează sau care este legat de această lojă energetică apei este broasca țestoasă. Broasca țestoasă reprezintă o îmbinare interesantă între energia masculină și feminină și are o caracteristică unică. Dacă animalele în general au scheletul în interior și carnea la exterior, broasca țestoasă are scheletul la exterior și carnea la interior. Este cumva un simbolism al faptului că apa este legată de sistemul nostru osos, este cea care ne alcătuiește, ne dă baza, structura, funcționarea. Și cu alte cuvinte, broasca țestoasă ne arată acest lucru. În sine, broasca țestoasă este imaginea Universului. Are patru picioare care reprezintă Pământul, are o carapace rotundă care reprezintă Cerul. Este în mitologie un purtător pe umerii ei. În mitologia chineză poartă, și în toate mitologiile, poartă munții pe umăr, poartă stâlpii lumii pe umăr, poartă insulele nemuritorilor. Când această broască țestoasă, mitologia astecă, se va întoarce pe o parte, va veni într-un fel sau altul sfârșitul lumii. Este în același timp broasca țestoasă un simbol lunar, iar luna în filozofia taoistă este legată de ideea de nemurire. Se știe că în medicina chineză există un remediu care este făcut din carnea de broască țestoasă și un altul care este făcut din carapacea de broască țestoasă, care, spun ei în medicina tradițională chineză, carapacea de broască țestoasă este un element care reface esența yin a rinichiului, adică acel tip de esență care se produce, se consumă odată cu îmbătrânirea. De asemenea, în filozofia și în medicina tradițională chineză, broasca țestoasă are un loc aparte, pentru că la unul din împărații legendari, o broască țestoasă, purtând o hartă pe spatele ei, o hartă care ghidează drumul în lumea spiritelor, a apărut și ea a fost
transcrisă și mai mult decât atâta, se povestește, legenda spune că ideogramele au apărut pentru că solzii din carapacea de broască țestoasă erau aruncate în foc și modul în care ei se crăpau sugerau anumite ideograme și anumite linii de evoluție. Și așa s-a dezvoltat una din tehnicile de oracol din vechime, care era această ghicire pe carapacea de broască țestoasă. Deci, din acest punct de vedere, dacă stăm bine să ne gândim, apa conține în ea un animal foarte drăguț, broscuța, care ne poate ajuta și pe noi în protecție. Și ne poate ajuta și pe noi să ne găsim stabilitatea și răbdarea pentru a putea transforma apa noastră interioară și apa lumii din interior în lumină și în energie vie. Iar dacă vreți să vedem cum putem energiza apa din interiorul nostru și cum putem transforma apa în lumină, vă invit să vedeți videoclipul următor. Mulțumesc! Apa este elementul de bază al organismului nostru și ea ne ajută în procesele de energizare, echilibrare și purificare. Acest element ne creează o stare de echilibru și ne ajută să ne eficientizăm procesele organismului, să ne menținem tineri și să ne vindecăm o serie de boli și de afecțiuni. Studiile efectuate în legătură cu hidratarea organismului a arătat că o concentrație adecvată de apă în organism pot să echilibreze tulburări cum ar fi greutatea corporală, concentrația de colesterol, reglarea tensiunii arteriale, funcționarea ficatului și a rinichiului. Ceea ce vreau să vă arăt astăzi este o tehnică de echilibrare care ne poate ajuta să facem ca apa din organismul nostru, care este o apă vie, să se transforme într-o apă vie energizată. O apă care să sporească și mai mult starea de sănătate și echilibru și să ne ajute să echilibrăm organismul atât la nivel fizic cât și la nivel mental. Pătrunderea apei în organism se produce, desigur, prin ingestie și este recomandat dimineața pe stomacul gol să bem o cană, două căni cu apă. Recomandarea de 2 litri pe zi este și nu este valabilă pentru că ea trebuie să difere în funcție de greutatea corporală și alți parametri. Desigur că această apă, după ce a pătruns în organism, are o acțiune de purificare, de detoxifiere și de echilibrare a organismului, dar ea pătrunde în organismul nostru energetic, vorbind de data aceasta, folosindu-se de meridianul care îi asigură distribuția pentru toate celulele din corpul nostru. Și ne referim aici la meridianul vezicii urinare. Meridianul vezicii urinare este meridianul prin care noi, dacă energizăm acest meridian și îl activăm, apa care va pătrunde în organism prin ingestie va ajunge mult mai energizată la toate celulele din corpul nostru și vom fi în felul acesta mai hidratați, mai echilibrați. Meridianul vezicii urinare începe în apropiere de rădăcina nasului. Primul punct este chiar aici la rădăcina ochilor, al doilea la rădăcina sprâncenei, după care el continuă pe calota craniană, trece prin zona cefei, continuă de o parte și de alta a coloanei și se termină la vârful degetului mic. Acest traiect este un traiect care, simbolic vorbind, ne arată că modul în care ne raportăm la problemele din viață înseamnă verticalitatea pe care ființa noastră și demnitatea pe care ființa noastră o are în tratarea problemelor vieții. Pentru a activa acest meridian, există, desigur, o mulțime de puncte pe care putem să le folosim, dar astăzi aș vrea să vă propun 3 dintre aceste puncte, suplimentate cu unul din punctele care sunt importante
în procesele de reglare a nivelului hidroelectrolitic din organism. Primul punct care este punctul vezică urinară 2, care se poate masa ușor, aflat la rădăcina nasului, se poate folosi degetul mare sau degetul arătător, este un punct de obicei dureros pentru că energia stagnează în aceste zone și este un punct care are legătură cu foarte multe funcții din corpul nostru. Sigur că noi masăm acest punct și aici avem o structură fizică, dar conexiunile acestui punct de acupunctură, în cazul acesta de presopunctură, sunt numeroase. În primul rând, acest punct echilibrează absolut tot ceea ce se întâmplă cu vederea. Este un punct care poate fi folosit la îmbunătățirea vederii. Se și spune, denumirea în chineză acestui punct este vedere clară. Al doilea lucru, problemele de inflamație a sinusurilor. Acest punct este foarte bine și este extrem de util când este masat în procesele inflamatorii la nivelul sinusurilor. Tot masarea acestui punct îmbunătățește și echilibrează circulația cerebrală. Tratează și ajută la ameliorarea durerilor de cap, a amețeilor și a tulburărilor de echilibru. Și nu mai puțin important, este un punct care atunci când este masat, deschide circulația energiei la nivelul coloanei vertebrale, începând cu coloana cervicală, ajungând până în zona lombară și până în zona sacrată. După ce am masat timp de aproximativ 30 de secunde, 1 minut, acest punct, ne mutăm la punctul următor, care se află în zona cefei, punctul vezică urinară 10, stâlpul cerului. Există tehnici care recomandă ca cele două puncte să fie cuplate. În felul acesta, mai întâi masezi punctul vezică urinară 2 și apoi te deplasezi și masezi punctul vezică urinară 10. Punctul vezică urinară 10 se găsește în zona cervicală, în găurile de conjugare ale nervilor Arnold, foarte aproape de ligamentul care mărginește acest spațiu. Este un punct de obicei dureros pentru că el are legătură cu tulburările și poate să trateze problemele de circulație cerebrală, problemele de coloană cervicală, amețelile și poate să îmbunătățească vederea. Este un punct care este recomandat pentru persoanele care au ochii obosiți după ce folosesc calculatorul mai mult sau așa. În același timp, pentru perioada pe care o traversăm noi, acest punct poate fi folosit în asociere cu alte puncte pentru tratarea problemelor de tristețe. Spun chinezii, plânsul fără lacrimi, nu mai ai energie să plângi, și pentru tratarea problemelor de miros, pentru anosmie. Este un punct care ne poate reda simțul mirosului, cu alte cuvinte, îmbunătățește sau redă, mai ales la persoanele care în această perioadă poate au fost răcite și au această problemă. Mutându-ne mai jos, deasupra ombilicului, avem un punct, Shui Feng se numește, vas concepție nouă. El este extrem de important pentru persoanele care nu pot să elimine lichidele din organism. Acest punct se recomandă să fie masat cu degetul mare în sensul acelor de ceasornic, timp de 1-2 minute, pentru că el ajută la eliminarea apei din organism. Este un punct diuretic. Așadar, pentru cei care au stază de apă, care rețin lichidele, este un punct care poate ajuta foarte bine la eliminarea apei din organism. Și ultimul punct pe care vi-l propun pe ziua de astăzi pentru echilibrarea energiei pe vezica urinară și energizarea apei este un punct care se găsește la nivelul gleznei, de o parte, în partea exterioară a tendonului Ahil. Este punctul vezică urinară 60, cu un lun. El are două utilizări foarte importante. Pentru persoanele, în primul rând, este un punct care echilibrează coloana vertebrală și ajută la tratarea problemelor de spate și la vindecarea problemelor care țin de hemoroizi. Dar, în special la bărbați,
este un punct care poate trata cu foarte mult succes coloana vertebrală pe ansamblu, iar la persoanele de sex feminin poate ajuta la echilibrarea ciclului. În același timp, acest punct, la fel ca întreg meridianul vezicii urinare, este punctul care ne ajută să ne echilibrăm din punct de vedere mental și să tratăm foarte bine depresia. Deci, dacă vrem să avem o apă energică, energizată și plină de lumină în corpul nostru și vrem ca ea să ne vindece prin acțiunea ei, este recomandabil ca să facem această tehnică de masaj pe aceste puncte câteva minute când ne trezim dimineața, ulterior, când terminăm această tehnică, să bem 1-2 pahare cu apă, pentru că în momentul în care sistemul energetic al organismului este deja activat și pregătit, energia care se regăsește la nivelul acestui meridian va prelua energia apei și amestecul celor două tipuri de energii va propaga efectul vindecător la nivelul întregului organism și toate celulele vor fi vitalizate și energizate pentru restul zilei.